Mai zic unii că au albină mare. Bineînțeles, poți să faci albină mare, fiecare dintre dumneavoastră poate să facă albină mare, dând foițe la construit, ne ținând rame negre în stup, încercând să le schimbe cât mai des. Este un pic costisitor, dar avantajele sunt enorme. Această ramă nu o mai scot, cu toate că e tot albă, ok, nu mai scot fiecare ramă, ați văzut câte ceva, cum arată. Urmăresc să văd dacă s-a băgat albinuț între rame, să o fugărez de acolo. Ia se adună acolo. Bun, să nu turtim. Acum o să mut două rame. Bun. Mut și câte 10 rame dacă e nevoie, dar acum mut câte două, că am un scop în zona respectivă. Am făcut un pic spațiu la cuib în partea dreaptă. Să văd ce a făcut cu rama care am pus-o data trecută. Încet, încet. Nu vezi dumneavoastră? Uitați, aici am pus o ramă la construit. Acum o săptămână. Dar asta a fost faia întreagă, n-a fost așa, asta e doar acum, am văzut că construiește doar celule de albinuță. Și să văd ce a lucrat aici. Și dacă a ajuns mătcuța, nu. Aici doar a construit-o și a adus un pic de miere în ea. Și trântorii stau și ei ca boierii la mâncare aici. Dacă unii aleargă ca trântorii să fie cât mai puțin, să fie dați afară, eu mă lupt ca trântorii să stea în familie cât mai mult timp. Cu cât stă trântorii mai mult timp în familie, bineînțeles, consumă hrană, nu e nicio problemă. Înseamnă că familia funcționează normal. Acum o să pun foaia respectivă, da? Uitați, introducem această foaie. Uitați cum arată cu data pe ea. Dacă vreți să scrieți pe rame cu... Am scris cu un fel de cariocă, lăsați un pic să se zvinte. Și acum întrebarea este, acest triunghi, în ce direcție să-l pun? O să o pun așa, să vedem care-i treaba cu ea. Nu e ramă oarbă, vreau să fie doar celulă de albină. Încă așa am văzut tendința acestei familii. Nu la toate puteți pune așa ceva. Faceți un test. Puneți o ramă de jumătate și vedeți ce face cu ea. Dacă sub rama de jumătate construiește celule de albină, atunci puteți introduce o astfel de ramă. Și asta ramă dă mai mult de lucru a familiei de albine. Eu încerc să evit să strivesc cât mai bune mai multe albine. Cu cineva ar spune că ar trebui să dăm un pic de fum, să le îndepărtăm de acolo. Da, eu nu fac acest lucru. Și
introduc încet, încet rama. Până intră la locul ei. Partea opus am reușit. Gata. Am reușit. Vedeți ce frumos lucrează albinuțele și cum arată o familie. Bineînțeles, puietul care va ieși de acum încolo va fi mult mai capabil să hrănească albina de iernare. Deci eu doar pe baza asta mă lupt, nu mă interesează miere, nu mă interesează nimic decât să duc albinuțile acestea să fie cât mai sănătoase. Numai bine. Data viitoare o să vorbim și despre bolile puietului. Atunci, numai bine. La revedere!